Lumea animalelor e una diversă și bogată în specii, cu o distribuție pe întreaga suprafață a globului. Oamenii, de la apariția lor, au început să domesticească animalele. Deși majoritatea persoanelor își aleg animalele de companie domestice, care nu sunt foarte periculoase, precum câini sau pisici, există și persoane care aleg drept animale de companie specii periculoase, care nu au fost domesticite. Azi vom vedea top 10 animale periculoase pe care le poți cumpăra. Tigrul bengalez. E primul animal periculos care poate fi cumpărat drept animal de companie, fiind cea mai cunoscută specie de tigru. Specia se găsește în subcontinentul indian, în special în regiunea Bengal, de unde provine și numele. Tigrii bengalezi masculi au lungimea corpului de 2,7 sau 3 metri și cântăresc 200-250 de kg, în timp ce femelele au lungimea corpului de 2,2-2,5 metri și cântăresc 120-160 kg. Durata de viață a speciei este de 15 ani, dieta constând în primate, mistreți sau antilope. Femelele dau naștere de obicei la 1-4 pui. Puii sunt vânduți pe piața neagră ca animale de companie la un preț de 1000 de dolari. Păianjenul văduva neagră. Un alt animal periculos pe care unii l-au drept animal de companie e păianjenul văduva neagră. Specia de păianjen se găsește în Statele Unite, sudul Europei, Australia, Africa și cea mai mare parte a Americii de Sud. Văduvele negre de sex feminin au o înfățișare distinctă, având o culoare neagră lucioasă și un semn în formă de clepsidră pe spate, de culoare roșie, dar care uneori poate fi de culoare galbenă, în timp ce masculii au o culoare mai deschisă, prezentând pe spate pete roșii sau roz. Văduvele negre, femele, au o dimensiune de 1,5 cm, masculii având o dimensiune de aproximativ 0,75 cm, ceea ce face din acest păianjen periculos e veninul, care e de 15 ori mai puternic decât al unui șarpe cu clopoței. Văduva neagră se găsește de vânzare în magazinele de profil, întrucât veninul acestei specii se vinde cu 62.500 de euro. Crocodilul pitic. Crocodilul pitic este o specie de crocodil pe care unii oameni o au drept animal de companie datorită dimensiunii sale, un exemplar adult ajungând la 1,7-1,9 metri. Crocodilul se găsește în centrul și vestul Africii. E una din cele mai mici specii de crocodil, având doar 18-32 kg în comparație cu cel mai mare, care atinge 250 de kg. Adulții au corpul lat și ușor aplatizat, acoperit cu solzi mari de forma unor plăci osoase, mai ales pe spate, gât și coadă. În rest, solzii sunt de dimensiuni mai reduse. Pe partea dorsală, corpul este de culoare deschisă, maro sau chiar neagră, uneori cu pete galbene care sunt mai bine evidențiate la exemplarele tinere. Sunt o specie de crocodili care sunt mai activi noaptea, având o dietă care constă în pești, amfibieni, crustacee, dar și reptile mici. Specia se cumpără de pe piața neagră. Scorpionul imperial. Este cea mai mare specie de scorpion, având o lungime de 20 de centimetri și o greutate de 30 de grame. Specia trăiește aproximativ 8 ani și se găsește în pădurile tropicale africane. Dieta se bazează pe nevertebrate, dar uneori consumă și vertebrate mici. Scorpionul imperial are o culoare albastru închis sau negru strălucitor, cu o stropire în unele zone de culoare maro și textură granuloasă. Părțile laterale ale corpului au o dungă albicioasă care se extinde de la cap până la coadă. Vârful, căruia este cunoscut sub numele de telson și are o culoare roșie intensă, contrastând cu întreaga anatomie a animalului. Ce face din această specie una periculoasă este veninul, care provoacă dureri extrem de mari. Scorpionul imperial se vinde cu 100 de euro, însă veninul său valorează foarte mult. Un litru de venin costând aproximativ 10 milioane de dolari. Vulturul pleșuv. Sunt unele din cele mai periculoase păsări pe care oamenii le cumpără pentru a le fi animale de companie. Această specie trăiește în toată America de Nord, în Canada, dar și în nordul Mexicului. Cântărește 4,5 kg, are un corp cu lungimea de 94 cm și o anvergură a aripilor de 200-290 de cm. Durata medie de viață e de 20 de ani, dieta bazându-se exclusiv pe carne. Vulturul pleșuv este un bun vânător, acesta fiind prădător pentru păstrăv, somon, păsări de mărime medie, iepuri, ratoni, șobolani și diverse reptile. Vocea este ascuțită și stridentă. Vulturii nu au corzi vocale. Sunetul este produs în syrinx, o cavitate osoasă aflată în locul în care trahea se ramnifică pentru a ajunge la plămâni. Strigătele vulturului pleșuv pot fi un mod de consolidare a legăturii dintre mascul și femelă, dar și un avertisment pentru prădători. Vulturul pleșuv se cumpără la prețul de 2000 de dolari din crescătorii. Cobra regală. E un animal periculos care e cumpărat pentru a fi animal de companie. Este cel mai veninos șarpe din lume, care se hrănește cu alți șerpi veninoși, precum alte cobre sau puii de pitoni. Cu o lungime de 4 metri, această specie de șarpe ajunge la o greutate de 7 kg.
Culoarea cobrei regale e în general un verde măsliniu maro sau negru, cu nuanțe de galben dispuse sub formă de dungi pe toată lungimea corpului acesteia. Cobra regală se găsește în pădurile tropicale din Asia de Sud și Sud-Est, precum sunt India, Nepal, Bangladesh, Indonezia și Burma. Deși nu este cel mai puternic venin din lume, cantitatea pe care o poate injecta se pare că e letală pentru un adult, în fiecare an murind 11.000 de oameni din cauza mușcăturii. Cobra regală se poate cumpăra atât pe piața neagră, cât și de la furnizorii autorizați. Varanul este considerat o șopârlă superioară, ce atinge 3 metri și o greutate de 70 de kilograme. Specia se găsește în regiunile tropicale ale emisferei răsăritene, cu precădere în Asia de Sud și Australia. Varanii sunt animale carnivore ce se hrănesc în general cu mamifere mici, păsări sau pești, dar care pot ucide animale de dimensiuni mari precum caprele. E un animal terestru, diurn și termofil, care își petrece noaptea într-o groapă săpată de el. În prezent, specia e protejată prin lege. Această măsură de protecție fiind motivată și de popularitatea varanilor ca atracție turistică. Varanii se vând la rândul lor pe piața neagră, fiind o specie protejată. Peștele pirania e unul dintre cei mai periculoși datorită aspectului fioros și pentru voracitatea de care dau dovadă atunci când își atacă victimele. Cu o lungime de 90 de centimetri, acest prădător e cunoscut pentru faptul că își poate devora hrana în câteva secunde, făcând acest lucru cât prada e încă vie și totodată poate să devoreze vietăți cu mult mai mari decât el. De altfel, pirania are un comportament canibal, întrucât își consumă însuși semenii, inclusiv pui în situație limită. Peștii pirania se pot procura prin import din America de Sud, având un preț ridicat. Ursul polar e unul din cele mai mari carnivore terestre. Cântăresc între 400 și 600 de kilograme și au o lungime de 1,8-2,8 metri, trăind în Oceanul Arctic, nordul Canadei și nordul Rusiei. Urșii polari se hrănesc în principal cu foci, dar ocazional vânează și balene albe și narvali. În cazul situațiilor extreme, vânează și morse, dar riscul de a fi răniți e mare. Pot simți mirosul prăzii de la un kilometru sau la un metru sub gheață. Urșii polari sunt în general animale solitare, cu excepția perechilor care se înmulțesc și a mamelor cu pui. În sălbăticie, urșii polari pot să trăiască până la 25-30 de ani. Urșii polari sunt vânduți pe piața neagră la sume uriașe. Leul. Ultimul din topul celor mai periculoase animale care se pot cumpăra e leul. Leii au o lungime de 1,6-2,5 metri și o greutate de 150-250 kg și se găsesc în savanele din Africa subsahariană, nord-vestul Indiei. Au dietă carnivoră, prada lor fiind animale mari precum antilope sau elefanți. Leii sunt singurele feline mari care vânează în grup. Majoritatea capturilor sunt făcute de femele, care sunt mai rapide și mai ușoare. Leii pândesc în echipă mamiferele care pasc, sărind în spatele prăzii sau apucând-o de picioare și spate și apoi când e la pământ aplicându-i mușcătura fatală sufocantă la gât. Prăzile sunt împărțite între membrii familiei, iar un adult mănâncă 15-20 de kilograme de carne la o masă. Când urmăresc prada, leoaicele pot accelera până la 45 km pe oră. Astfel de sprinturi sunt scurte, rare ori ajung la mai mult de 200 de metri. Pentru că leii vânează mai ales noaptea, ziua ei moțăie la umbră. Se hrănesc și cu carcasele animalelor moarte. Masculilor adulți le crește o coamă lungă, ascuțită în jurul capului și cefei. Răgetul lor teritorial poate fi auzit până la 5 km. Leii se vând pe piața neagră de asemenea și un pui de leu costă peste 2000 de euro. Toate aceste specii de animale sunt atipice pentru a fi animale de companie și reprezintă un real pericol, însă unii oameni nu sunt interesați de aceste aspecte și se mândresc cu aceste exemplare atipice. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Doza de Istorie pentru mai multe videoclipuri interesante. Aveți în descriere link-uri către Instagram și Patreon, dar și către celelalte canale ale noastre. O zi superbă vă doresc!